Sportul românesc a pierdut o mare legendă a tenisului de masă. Maria Alexandru a obținut numai puțin de 12 titluri mondiale în cariera sa și a dus țara natală pe marile podiumuri. Anunțul cu privire la decesul ei a fost făcut de Federația Română a Tenisului de Masă. Aceasta a murit la vârsta de 84 de ani. O fostă mare jucătoare de tenis de masă a murit la vârsta de 84 de ani și a lăsat în urma ei multă durere. Maria Alexandru a câștigat titluri la campionatele mondiale și europene, aducând România pe pragurile cele mai înalte. Federația Română de Tenis de Masă a anunțat decesul Mariei Alexandru pe rețelele de socializare. Parcursul sportiv a început la vârsta de 12 ani și a jucat doar la Clubul Progresul din București. S-a retras la 40 de ani, după 28 de activitate, timp în care a dus România pe marile podiumuri. A câștigat 12 medalii de aur la campionatele mondiale și 16 la campionatele europene. A obținut peste 40 de titluri de campioană națională și și-a dedicat întreaga viață sportului pe care l-a iubit cel mai mult. A murit Maria Alexandru. O veste tristă și greu de acceptat. Firul vieții se rupe și pentru campionii care par nemuritori. Legenda tenisului de masă. Maria Alexandru rămâne în memoria noastră prin performanțele sale remarcabile. O sportivă care a scris istorie în tenis de masă și în lumea sportului. Un palmares incredibil. 12 medalii la campionatele mondiale. 3 de aur, 5 de argint și 4 de bronz. 16 medalii la campionatele europene, 4 de aur, 5 de argint și 7 de bronz, de 12 ori câștigătoare a Open-ului Angliei, dintre care de 6 ori la simplu, alte nenumărate medalii la alte competiții internaționale și la campionatele naționale. Toată cariera ei a fost legitimată la Clubul Progresul București, maestră emerită a sportului, distinsă cu Ordinul Muncii clasa 1. Maria Alexandru a fost una dintre cele mai titrate sportive ale tenisului de masă. European și mondial. Maria Alexandru s-a retras de vreme din viața publică, a preferat să fie discretă și s-a stins acasă, alături fiindu-i prietena cea mai bună, un pios omagiu unei sportive a cărei viață a fost tenisul de masă. Maria Alexandru va fi înmormântată la Băile Herculane, lângă familie. Condoleanțe familiei, Dumnezeu să o odihnească. A transmis Federația Română.